Românii care vor să iasă la cumpărături în preajma Revelionului trebuie să știe că programul magazinelor din țară se va modifica în această perioadă. Așadar, majoritatea magazinelor vor fi închise în prima zi a noului an, cu câteva excepții. Pentru cei care nu au apucat să facă toate cumpărăturile de care au nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și molurilor pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Dacă majoritatea magazinelor vor fi închise în prima zi a noului an, pentru ianuarie 2023, programul va fi variabil pe 31 decembrie 2022 și 2 ianuarie 2023, în funcție de magazin și de locația acestuia. Lanțul de magazine Mega Image va funcționa după un program special de anul nou în zilele de 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Astfel e bine de știut că pe 1 ianuarie 2023 niciun magazin mega-imaj nu va fi deschis. Și Carrefour a anunțat că hipermarketurile și supermarketurile Carrefour din întreaga țară vor avea un program special în perioada sărbătorilor de iarnă. În această perioadă, programul magazinelor, inclusiv Cora, va suferi modificări. Magazinele Cora vor fi închise de anul nou. În restul zilelor, programul diferă de la un magazin la altul. Pe 1 ianuarie, dacă aveți nevoie, ne părat de cumpărături, magazinul Oșan Cotroceni va fi deschis. Toate magazinele Lidl vor fi închise de anul nou pe 1 ianuarie 2023, dar puteți merge la cumpărături pe 31 decembrie și 2 ianuarie. Kaufland România a anunțat care va fi programul magazinelor sale în perioada anului nou 2023. Magazinul va fi redeschis pe data de 2 ianuarie. De asemenea, și majoritatea marilor centre comerciale din capitală închid de Revelion, însă cu puține excepții. Dacă cele mai multe au deschis pe 31 1 decembrie de la ora 10 și închid la ora 18 sau chiar 19. Pentru ianuarie monurile sunt închise cu excepția centrului comercial fi Palas Cotroceni.